caracteriza experiența cofinanțării proiectelor cu fonduri europene în ultimii 7 ani, practic, de când a început actualul exercițiu financiar? A fost o etapă foarte interesantă, așa cum au fost, de fapt, ultimii ani în general în sistemul bancar. La modul concret, BCR-ul a avut privilegiul de a fi un deschizător de drumuri în acest segment și, practic, avem o experiență care se concretizează în aproximativ 1100 de proiecte finanțate, a căror valoare ajunge undeva pe la 1,2 miliarde de euro în toată această perioadă. Deci avem o experiență pe care să ne putem baza, practic, modul în care vrem să abordăm perioada următoare. A fost o perioadă de învățare la început pentru toți actorii pieței, autorități, beneficiari și sistemul bancar și, practic, e o perioadă în care, de exemplu, de la început, când am constatat, practic, anumite termene stabilite în contracte de finanțare referitor la încasarea granturilor la o anumită perioadă, nu se îndeplinesc din diverse motive. A fost un proces de adaptare din mers, practic de ajustare a condițiilor de creditare la aceste realități. Și astfel încât în ultimii ani, practic, produsul de finanțare, cofinanțare, a fost adaptat concret realității. Noi am fost foarte încântați să vedem în ultimii ani, practic în ultimul an, în modul concret, creșterea absorpției și asta cred că se datorează unor îmbunătățiri care s-au adus referitor la sistemul de achiziții, la această modalitate de contare directă a unor facturi, a unor lucrări și toate acestea au dus la o absorpție mult mai accelerată. Bineînțeles că rămân probleme principale pe care le constatăm de la clienții noștri sunt legate de partea de proceduri de achiziții. Și aici așteptăm cu interes, așa cum am înțeles din anumite declarații ale domnului ministru Teodorovici, ca de la anul, practic, să se împartă pachetul de achiziții publice în trei pachete de legislații diferite. Și după aceea și autoritățile, anumite lucruri care au funcționat bine în ultimii ani, ne așteptăm să fie reluate în următoarea perioadă. Cum a abordat BCR clienții finanțați în cadrul diferitelor programe operaționale? Noi am finanțat o varietate de clienți, începând de la autoritățile publice până la IMM, micro-întreprindere. Referitor la autoritățile publice, de exemplu, unde sunt proiecte foarte mari, referitor la mediu, de exemplu, avem companiile de apă, am fost una din băncile comerciale care a finanțat cu predilecție acest sector. Și acolo, de exemplu, erau proiecte de 100 de milioane de euro, partea de cofinanțare, bineînțeles, era destul de redusă și acolo era foarte important să analizăm proiectul în integralitatea sa și să vedem că există o suportabilitate la nivelul rezultatelor proiectului și atunci am venit cu o finanțare pe termen lung, chiar și 10 ani, așa cum este nevoie pentru asemenea proiecte, adaptate acestui specific. La fel și cu investițiile municipalităților. În ceea ce privește sectorul de IMM, firme, acolo experiența este variată și este variată pentru că de multe ori, mai ales la început, am constatat că ne vin cumva pe masă anumite proiecte care nu erau bancabile, adică chiar dacă au obținut un grant, asta nu înseamnă că finanțarea bancară este asigurată, pentru că banca finanțează și devine partener cu compania respectivă pe o perioadă mai lungă de timp decât
proiect implică rularea grantului, deci eventual prefinanțarea. Și atunci toate criteriile de bancabilitate pe care le aplicăm noi la orice investiție nouă, la orice credit nou pe termen lung, se aplică și acestor proiecte. Și aici, bineînțeles, proiectele de succes care au beneficiat de finanțare au fost cele în care a existat un plan de afaceri foarte concret, bine gândit, unde vedeam practic că antreprenorul a stat el aproape cu pixul în mână și a gândit vânzările, costurile, ce vreau să fac, cum, cine este competiția, așa mai departe. Toate aceste detalii sunt foarte importante. Apoi a existat și o contribuție proprie din partea investitorului, pentru că numai finanțarea bancară și grantul pentru anumite axe nu este suficientă. Trebuie să fie și, cum spunem noi, banul antreprenorului pe care și riscă. Și după aceea foarte mare atenție la zona de implementare, de respectarea tuturor procedurilor agreate în contractul de finanțare pentru fondurile nerambursabile, partea de contractare să fie bine gestionată și practic acum noi vedem în operare multe proiecte pe care le-am finanțat și ne bucurăm atunci când previziunile noastre se dovedesc a deveni realitate. Anul 2015 l-am putut denumi punctul zero între perioada de programare care se încheie și perioada în care începe teoretic acum, deși ar trebui ca anul trecut, dar din cauza procedurilor s-a întârziat puțin cu lansarea programelor. Ele vor începe în acest an. Pentru următorii 7 ani există iarăși o serie de programe operaționale. Cum ați vedea, cum credeți că ar fi cel mai bine să fie implicate băncile în finanțarea proiectelor și în derularea programelor, poate chiar în mecanismul de gestionare a fondului? Uh-huh. Da, băncile rămân un actor foarte important în toată această ecuație de absorbție a fondurilor europene. Bine, impactul trebuie calibrat corect și la modul în care vor fi distribuite fondurile europene în următoarea perioadă de programare, pentru că practic la o analiză foarte cumva la cifre mari, cam 25% din fondurile europene sunt alocate pentru, sunt disponibile pentru firmele private. Restul sunt disponibile pentru zona publică și acolo nevoia de parteneria cu banca este cumva diferită. Dar dacă ne referim la sectorul privat, acolo banca poate avea trei mari roluri. În primul rând, rolul tradițional de finanțator, da? De acordare a prefinanțării, dacă este cazul, și a cofinanțării a altor instrumente, cum a fost scrisoarea de garanție bancară, dacă va mai fi caz. Deci acest rol rămâne foarte clar și, repet, cred că lecțiile tuturor învățate în anii anterior vor genera un rezultat foarte bun. În afară de asta, banca ar putea, pentru anumite programe, anumite axe, să devină chiar un organism de implementare, practic. Și astfel s-ar uni, practic, s-ar facilita și aprobarea finanțării pentru anumite proiecte în paralel cu, să zicem, analiza eligibilității pentru anumite fonduri nerambursabile. Aici sunt mai multe discuții, o să vedem practic care va fi opțiunea autorităților. Și în afară de asta, un lucru care este foarte important, implementarea anumite instrumente financiare.
Și aceste instrumente, practic, ar facilita, ar avea un efect de multiplicare concret asupra banilor, asupra fondurilor europene disponibile, deci ar fi un număr mai mare de firme care ar beneficia de aceste finanțări și ar avea și un efect asupra cerințelor în termen, de exemplu, de garanții care ar putea avea asupra firmelor care accesează. Deci aceste instrumente financiare au fost folosite cu succes și în alte țări și asta este o zonă tot așa în care sistemul bancar ar putea juca un rol important.